Viața Sfântului Mucenic Isidor din insula Hiului În anul din tâi al împărăției lui Decie a ieșit poruncă împărătească în toate părțile stăpânirii Romei ca să se scrie, să se numere ostașii și să se rânduiască cetele. Și au mers corăbile unui voievod numerian la Ostrovul Hiului în care erau adunați cei înscriși la oaste. În acea vreme era în ostrovul acela Sfântul Isidor cu neamul din Alexandria, tare cu trupul și viteaz, iar cu credința creștin, având viață plăcută înaintea lui Dumnezeu, pentru că toate zilele sale și le petrecea în post și în înfrânare și în lucrurile cele bune umbla cu întreagă înțelepciune, iar de deșertăciunile și desfătării lumii acesteia se ferea și fugea de necurățile păgânești. Acesta pentru vitejia sa s-a scris în oaste și a fost rânduit în ceata lui numerian. După aceea a ieșit altă poruncă de la împărat ca toți cei ce cinstesc pe Hristos să se închine zeilor păgânești, iar cei ce nu vor să se închine să fie siliți cu munci. Mai ales dacă cineva s-ar afla între ostași, crezând întru Hristos, acela să fie silit în tot chipul, la închinăciune idolească și la jertfe rânduite după obiceiul vechi al Romei. Atunci un ostaș oarecare cu numele Iulie, apropiindu-se de voievodul Numerian, i-a spus că fericitul Isidor este creștin. Deci voievodul, în data a porunci să prindă pe sfântul și punându-l înaintea nedreptei sale judecăți, l-a întrebat cum te numești?" Răspunsa sfântul, mă numesc Isidor." Zisea voievodul, oare tu nu te supui împăratului Decie și nu voiești să aduci jertfe zeilor?" Răspunsa sfântul Isidor, și cine sunt zeii voștri, ca eu fiind creștin, să le aduc jertfă? Oare nu sunt idoli, surzi și orbi, neavând nicio simțire?" Zisea voievodul." O, ce rea și necurată, hulire! Cu adevărat, omul acesta este vrednic de mari munci și pedepse, grăita Sfântul. Vrednic sunt ca pentru Dumnezeul meu să pătimesc tot felul de munci și să sufăr moarte ca stăpânul meu să mă învrednicească cetei Sfinților Mucenici, care au murit mai înainte de mine pentru numele Lui cel Sfânt și știu că cei ce cred și nădăjduiesc în Hristos nu mor niciodată, pentru că așa a zis Domnul nostru, cel ce crede în mine de va și muri, va fi viu. Numerian a zis, vei jertfi idolilor ca să fii viu sau nu? Răspuns Asfântul: Sfântul, chiar de vei ucide trupul meu, dar peste sufletul meu nu vei putea stăpâni, Însă de acum încește mă precum voiești, pentru că am pe adevăratul și viul Dumnezeu. Pe Iisus Hristos, care și acum petrece în mine și va fi cu mine și după moartea mea. Iar eu sunt și voi fi în el, neîncetând a mărturisi prea sfânt numele lui, până ce sufletul este în trupul meu. Zisa voievodul, Măcar odată jertfește legii împărătești și după aceea vei face ce poftești. Răspunsa sfântul, păgânule, nu mă vei putea amăgi pe mine cum meșteșugul tău? Pentru că cel ce s-a lepădat odată de domnul său mai poate să se numească credincios? Adică, dacă cineva este necredincios în puțin, apoi este necredincios și în mult. Iar mie să nu-mi fie în gând a face ceva necredincios și neplăcut domnului meu. Zisa voievodului Sidore, eu te sfătuiesc, de bine ascultă sfatul meu, iar de nu vei asculta voi pune cumplite munci pe tine până ce vei mărturisi mărirea zeilor noștri. Atunci Numerian a poruncit la patru ostași ca să-l dezbrace și să-l bată cu vine de bou fără milă. Și fiind sfântul bătut, îi ziceau cei ce stăteau prejurul lui, Isidore, supune-te voi împărătești mai înainte până a nu muri în munci. Sfântul a răspuns lor, Eu mă supun voi și poruncii Domnului meu, împăratul cel ceresc și veșnic, pe acel îl mărturisesc. Îl cinstesc și nu-l voi lăsa, nici nu mă voi lepăda de el, ca și eu să nu fiu lepădat de el în ziua judecății. După acea bătaie, muncitorul îl amăgea pe sfânt cu momel și îl înfricoșa cu îngroziri. Vrând să-l plece la sa păgânătate, dar nimic n-a sporit, ce auzea de la dânsul numai dosădiri și ocări pentru el și zeul său. Deci, împlându se de mânie, a zis, eu voi porunci ca să taie limba ta cea necurată, răspunsa sfântul. Chiar și limba mea de o vei tăia, tot nu vei lua din gura mea mărturisirea numelui lui Isus Hristos. Și îndată i-au tăiat limba mucenicului după porunca muncitorului, însă sfântul și după tăierea limbii vorbea bine, slăvind pe Hristos, adevăratul Dumnezeu. Iar voievodul, cuprinzându-se de spaimă, a căzut la pământ și și-a pierdut limba sa și a rămas mut, încât, după ce l-au ridicat de la pământ, nu putea să vorbească nimic. Fără numai prin semne, spunea și cerând hârtie, a scris pe dânsa aceste cuvinte, pe Isidor cel ce nu voiește să se supună poruncii împărătești, porunce să-i taie capul cu sabia. Aceasta citindu-se, Sfântul Mucenic a strigat cu bucurie zicând, Mulțumesc ție, Doamne Iisuse Hristoase, că nu mai depărta pe mine de la darul și de la mila ta. Te laud pe tine, stăpâne, viața și suflarea mea și când ție, Doamne, puterea mea și luminarea minții mele, cel ce mi-ai dat mie limbă neîncetată ca să slăvesc măririle tale. După aceasta călăul luând pe mucenic l-a dus la tăiere. Și mergea Sfântul Isidor bucurându-se, mergând înainte la junghierea sa, ca un mielușel fără de prihană. Deci căutând spre cercul cu luminoasă față și cu ochii vesel grăia, Sfinte stăpâne, mulțumesc ție că mă primești pe mine acum, cu bună voirea ta, într-o locașurile tale și în locurile cele de odihnă și sosi la locul la care era să se săvârșească ca vreme spre rugăciune și rugându-se și-a plecat sub sabie cinstitul lui cap și a fost tăiat pentru Hristos cel ce și-a plecat pe cruce sfântul său cap pentru noi. Iar după tăierea capului sfântului mucenic Sidor, Cinstitul lui trup a fost aruncat spre mâncarea câinilor și a fiarelor, dar un oarecare amonie, prietena lui și creștin tăinuit a luat trup și săpând în taină un mormânt împreună cu ceilalți frați credincioși, l-au pus în pământ, ca pe o vistierie de mare preț. Apoi și el însuși s-a făcut următor nevoințe cele pătimitoare, pentru că plecând cu corabia spre Lespont în Cizic, s-a încununat cu cununa mucenicească, iar moaștele cele cinstite ale Sfântului Sidor venind din Efes, oarecare drept credincioasă femeia nume Mironia, le-a scos din pământ și le-a uns cu miresme de mult preț și înfășurându-le cu pânză curată, le-a pus la un loc cinstit, deasupra cărora, după încetarea prigoanei, a zidit o biserică în numele lui, iar bonlavii luau tămăduiri de la cinstitele lui moaște, întru slava lui Hristos Dumnezeul nostru cel slăvit, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Amin.